Îi salut pe toți cei care ne urmăresc, mai exact emisiunea Universității George Emil Paladă, legată de componenta Law and Order. Astăzi vom marca, împreună cu invitatul nostru, domnul Darius Fărcaș, vom marca sărbătorirea Zilei Internaționale a Protecției Datelor și cu această ocazie vom începe o serie de emisiuni câte una pe lună, legate de confidențialitate și de protecția datelor. Emisiunea va purta titlul Pilula de confidențialitate. Așa cum probabil o mare majoritate mă cunosc, sunt conferențiar universitar Nicolae Ploișteanu. Invitatul nostru de astăzi este expert în protecția datelor, domnul Darius Fărcaș. Vă salut, domnul Darius Fărcaș. Vă salut și eu, bună seara! Și după o mică introspectivă în ceea ce privește sărbătorirea acestei zile internaționale a protecției datelor, ne vom focaliza asupra unei situații concrete în care considerăm noi că atât studenții cât și cadrele didactice trebuie să fie interesați și atenți pentru a fi în conformitate cu reglementările legate de protecția datelor. Mai exact, este vorba de desfășurarea activităților sportive în unitățile școlare sau în universități. Ca urmare, revin și mă adresez invitatului nostru, domnul Darius Fărcaș, legat de această zi a protecției datelor, Ziua Internațională. Practic, de ce sărbătorim și dacă protecția datelor este o chestiune importantă pentru a avea o zi internațională de sărbătorit? Acum, cred că fiecare dintre noi am văzut știrile din ultima perioadă cum vuiesc asupra faptului că marile companii care ne oferă nouă servicii, spre exemplu Google, Facebook și așa mai departe, au fost sancționate. De ce? De cele mai multe ori pentru că au încălcat această sintagmă numită protecția datelor. Despre ce este vorba în fapt? Este vorba despre un drept fundamental pe care noi îl avem la viața privată, un drept consacrat în legislație de mult timp, mai de puțin timp cumva în atenția noastră și începem să fim din ce în ce mai atenți la ce facem cu datele noastre, cui le oferim. Din perspectiva mea, acest drept este un drept esențial pentru fiecare dintre noi. Datele noastre, cu caracter personal, devin din ce în ce mai mult o monedă de schimb. Vedeți cine are informația, cine are puterea, are și banii și dă direcția. Din această perspectivă, legiuitorul european a consacrat o legislație specifică. Iar pentru a marca acest succes, cred că este important să avem o zi internațională în care să ne amintim puțin mai mult de datele noastre cu caracter personal, să ne deschidem puțin ochii mai mult decât în orice altă zi despre cum ne putem noi, ca persoane fizice, proteja în acest context al digitalizării. Da, mulțumesc. În esență, vorbim de marcarea unui moment, și anume adoptarea de către Consiliul Europei a Convenției Internaționale, a Convenției Europene, legate de protecția datelor cu caracter personal în condițiile prelucrării de date prin mijloace electronice automatizate. Convenția adoptată de Consiliul Europei în 1981. De aici și de atunci, practic, a existat o creștere exponențială a interesului față de acest domeniu, care, sigur, ne aduce atât provocări, greutăți, dar, bineînțeles, și avantaje, pentru că altfel nici n-am putea astăzi, spre exemplu, să ne prelucrăm datele prin înregistrări audio-video și să transmitem informații către cei interesați. Deci, iată, avem o zi internațională a protecției datelor, ea este sărbătorită în
toate țările europene și la nivelul autorităților publice, nu doar la nivelul factorilor universitari sau a unor entități private. Acum, pentru că am făcut această introducere, haide, Darius, să trecem la emisiunea care debutează astăzi, și anume pilula de confidențialitate, și ne vom referi la activitățile sportive desfășurate în perioada de pandemie. O da. Chestiune care aduce în discuție o serie de provocări, nu numai în privința activităților sportive, ci și în general a învățământului, dar provocări care au legătură cu datele cu caracter personal și ne vei explica tu puțin de ce anume. Și pentru început să fac această precizare că subiectul a fost generat de discuții care au existat în mediul online, în mass media și inclusiv prin apelul la expertiza Centrului pentru Protecția Datelor, care funcționează în cadrul Universității George Emil Palade, pentru sfaturi și pentru îndrumare. Deci, practic, ipoteza pe care noi o luăm astăzi în discuție este: în ce măsură anumite practici legate de evaluarea activităților sportive în perioade de pandemie, utilizând mediul online, este conformă cu reglementările de protecție a datelor și, în special, vom avea în vedere regulamentul general privind protecția datelor? Și cum ar trebui să ne comportăm, să așezăm, să spunem așa, obiectivul nostru, adică obiectivul unui cadru didactic și al unei unități școlare sau unei universități, în așa fel încât să fie respectate drepturile și libertățile tuturor celor implicați, în special viața privată și protecția datelor cu caracter personal. Deci, Darius, da. Există provocări pe această temă, și anume activităților sportive desfășurate în vederea evaluării, testării și notării studenților, elevilor în această perioadă? Cum am putut observa, fiecare provocările într-adevăr sunt și sunt multiple. De ce am ales această primă temă? Pentru că este poate una dintre cele mai arzătoare. În condițiile în care se anunță cumva începutul școlii, dar cu toate acestea, o parte din învățământ la anumite unități școlare, că este vorba de universități, că este vorba de școli generale sau licee, va continua în online, această provocare rămâne. De ce rămâne? Eu personal am fost contactat de mai multe persoane, atât profesori, cât și elevi respectiv, studenți, care mi-au spus următorul lucru. Spre exemplu, un părinte mi-a spus: păi, profesorul de educație fizică îmi cere să le trimit sau cere copiilor să își trimită videouri cu ei făcând exerciții pe care, bineînțeles, profesorul le-a dat. Lucrul acesta mă nemulțumește, nu vreau, de unde știu eu că ce face cu acele videouri și așa mai departe. Pe de altă parte, profesorii se gândesc: bun, nu vreau să fiu filmat. Pe de altă parte, instituția se gândește: dar cum ne desfășurăm atunci activitatea? Deci sunt o mulțime de provocări cărora încercăm să le dăm răspuns. Astfel că ce am putut observa este că, într-adevăr, această practică de a pretinde elevilor, respectiv studenților, să furnizeze materiale video periodic, fie pentru desfășurarea activității, fie pentru evaluarea activității la materia, spre exemplu, educație fizică, reprezintă o problematică de interes atât pentru părinți, cât și pentru elevi, studenți, respectiv profesori. Cumva lucrurile au încercat să fie reglementate legal printr-un ordin de prin septembrie, îl aveți acolo jos, ordinul numărul 547,
5487, mă scuzați, au încercat să fie reglementate. Cu toate acestea, dumneavoastră știți mult mai bine decât mine că există niște scăpări. Există niște scăpări, mai ales când vine vorba de reglementarea acestei activități în domeniul online. Eu aici aș... Da. Aș puncta un aspect înainte să intrați mai mult în problemă. Deci, o condiție foarte importantă atunci când vorbim de protecția datelor este ca desfășurarea unei activități să aibă o bază legală. Ori, acest ordin al Ministrului Educației împreună cu Ministrul Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților, instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ordin adoptat în perioada septembrie 2020, chiar înainte de începerea activităților școlare, a noului an școlar și așa mai departe, nu este un temei juridic suficient de previzibil, de clar, în ceea ce privește desfășurarea activităților sportive online. De ce spuneți acest lucru? Pentru că în cuprinsul ordinului nu se face vreo mențiune legată de posibilitatea desfășurării activităților sportive online. Pur și simplu nu se face, ci în momentul în care sunt avute în vedere mai multe scenarii în funcție de riscul minor, mediu sau major epidemiologic, iar acolo unde riscul este major, în dreptul activităților sportive este mențiunea se suspendă. Nu este mențiunea că se pot organiza online. Nu înțeles. Deci când avem un risc practic de infectare ridicat la nivelul acelei unități sau la nivelul acelei zone administrative, practic ceea ce ne spune ordinul este că orele se suspendă, punct. Nu că facem orele online. Da, deci acest lucru aș fi vrut să fie foarte clar pentru cei care ne urmăresc. O primă chestiune este că temeiul juridic de desfășurare a activităților sportive este unul precar în momentul de față și așa cum a fost în formula adoptată potrivit ordinului din septembrie, care al cărui număr se poate observa aici în de plecare, dacă considerăm că este cel puțin precar, practic, dacă nu avem o bază legală pentru această prevenire. Deja s-a încălcat. Asta era întrebarea. Putem considera că orice activitate care derivă în această direcție este ilegală? Da. Da. Este nelegală, neconformă cu acea prevedere din Regulamentul General privind protecția datelor, care reprezintă o normă de drept al Uniunii Europene, ca urmare are o preeminență asupra oricăror altor reglementări naționale, mă refer, e vorba de articolul 5 din acest regulament, care stabilește, printre alte principii, principiul legalității prelucrării datelor cu caracter personal. Și vorbim de o prelucrare, asta fac o mențiune în special pentru cei care ne urmăresc, pentru că activitățile online toate reprezintă prelucrări de date deci, cu caracter personal. Foarte pe scurt atunci, înseamnă că avem o reglementare europeană aplicabilă în mod direct, care ne spune că orice prelucrare trebuie să aibă o bază legală, iar noi, în fapt, avem de a face cu prelucrări care există, dar nu avem nicio bază legală pentru ele, pentru că acel ordin nu reglementează această situație. Și atunci mergem și voi puncta mai departe. În esență, în momentul de față, la nivelul
României, activitățile sportive sunt notate, punctate doar pe baza unei practici și în absența unui temei juridic foarte clar. Și acum mergem mai departe legat de riscurile aferente, pornind de la ipoteza aceasta, așa nume, totuși profesorii de sport intenționează și acest lucru și fac, notează, se poate verifica în cataloage, notează elevii, ceea ce înseamnă că, într-un fel sau altul, au urmărit procesul de învățământ pe linia activităților sportive. Și au și notat elevii. Bun, pornind de la această premisă. Există riscuri sau nu există? Categoric există. Și de ce există? Pentru că ar fi bine să trăim într-o lume ideală în care lucrurile se întâmplă doar atât. Adică dacă, chiar dacă nu avem un temei legal, să spunem că acest regulament este, cum dumneavoastră deseori spuneați, este un regulament al bunului simț. Chiar dacă nu avem o bază legală, totuși ar trebui să acționăm în baza unui bun simț, unui simț comun. Și anume, dacă noi am primit anumite filmulețe din perspectiva profesorului sau am ajuns în posesia lor din perspectiva anumitor colegi, păi să rămână acolo, adică să rămână consacrate strict scopului pentru care au fost date, respectiv pentru evaluare, pentru notare și așa mai departe. Dar ce aici, repet pentru cei care ne urmăresc, și anume una dintre practicile aplicate în zona activităților sportive școlare și universitare a fost să se solicite elevilor, studenților să trimită 2-3 înregistrări sau o înregistrare cu elevul, studentul efectuând exerciții fizice, înregistrare pe baza căreia să fie notați. Deci aceasta este ipoteza. Și de aici pornim. Deci, lucrurile au degenerat. De ce? Pentru că de multe ori am putut cunoaște că riscul există ca acestea să ajungă și au ajuns pe rețelele de socializare. Vorbim de Facebook, vorbim de YouTube sau alte rețele de socializare. Pe când aceasta este o încălcare deosebit de gravă a drepturilor persoanei respective, că e vorba de elev, că e vorba de student. Totodată, acest context a creat premiza unor rapoarte nepotrivite. De ce? Pentru că, după cum știm, săptămâna trecută sau în urmă cu două săptămâni, spre exemplu, avem un caz de la Piatra Neamț. Această cazuistică este dată de Rise Project. Un profesor de matematică care solicită în continuare filmulețe cu conținut neadecvat. Adică solicită elevelor filmulețe cu acestea, fie dezbrăcate, mă iertați, dar aceasta este situația. Fie în diverse poziții și așa mai departe. Pe când acest lucru, din nou, este foarte, foarte nepotrivit. În aceeași caz, lucrurile se leagă una de alta, pentru că în momentul în care, spre exemplu, eleva de la Piatra Neamț a depus o plângere la direcțiune sau a cerut ca să fie mutată la altă școală, bineînțeles, direcțiunea a luat în lucru această ipoteză, a aflat și profesorul despre acest lucru. Ce s-a întâmplat mai departe? Prin rețelele de socializare, profesorul a început să amenințe, să șantajeze și așa mai departe eleva, făcând-o în toate felurile, adresându-se foarte, foarte, foarte nepotrivit. Lucru revoltător de-a dreptul. Și atunci, pe bună dreptate, ne putem întreba, ok, eu trimit acel filmuleț, dar unul la mână, cine îmi garantează că acel filmuleț este folosit strict în acel scop? Doi la mână, cine îmi garantează că acea platformă nu este vulnerabilă? Pentru că avem deseori de a face cu platforme, iar ca orice lucru are vulnerabilități și nu poate fi spartă, spre exemplu. Cine îmi garantează că acele date, acele filmulețe sunt accesate doar de profesor și nu vede și fiul profesorului și altcineva și așa mai departe? Aici, da? Darius. Acestea ar fi riscurile și provocările pe care dumneavoastră mi le-ați cerut. Da. Din
Această prezentare, chiar dacă poate voi fi puțin mai tehnic, însă am să marchez un aspect. M-ai convins și cred că ne-ai convins că practica solicitării de înregistrări video pentru a evalua, nota sau controla realizarea orelor de sport este una care prezintă riscuri foarte mari la adresa vieții private a celor implicați. Deci chiar riscuri foarte mari. Motiv pentru care revin, pentru că, așa cum cunoști, suntem la o emisiune cu valențe juridice, revin la regulamentul general privind protecția datelor. În mod normal, această activitate, și anume evaluarea studenților, elevilor, după caz, prin intermediul unei platforme sau utilizând înregistrări video, este o activitate care prezintă un risc foarte ridicat. Iar regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, dacă nu mă înșel, este vorba de articolul 35, ne impune obligația atunci când o anumită activitate care include prelucrări de date cu caracter personal este susceptibilă de riscuri ridicate, în mod obligatoriu trebuie realizată o evaluare de impact. Ne poți da câteva indicii legate de acest concept, evaluarea de impact? Cine ar trebui să o facă? Da, acum întrebarea dumneavoastră are în mare parte un înțeles de ce ar trebui să facă instituția, un înțeles larg ce ar trebui să facă instituția respectivă, operatorul, în mod specific pe această componentă de evaluare de impact. Aceasta este și una din întrebările pe care noi le-am adresat și dorim să le dăm răspuns în această prezentare. Deci, instituția, spuneam, are mai multe obligații, pentru că nu este singura obligație, pe această componentă este probabil cea mai importantă însă. Pe lângă faptul că liceul, universitatea, școala trebuie să ofere un cadru necesar desfășurării acestor activități, spre exemplu, conexiune la internet bună, laptopuri, platforme adecvate, nu toată lumea are acces la așa ceva, ar trebui să pună la dispoziție aceste lucruri. Pe lângă celelalte obligații referitoare la responsabilul cu protecția datelor și ce ar trebui să facă el, nu intrăm în detalii, această evaluare de impact are în vedere mai multe componente, care ar putea să identifice sau nu și componenta de legalitate a acestor prelucrări. Printre aceste componente sau printre lucrurile care sunt și ar trebui menționate în realizarea evaluării de impact este că aceasta este coordonată cumva de responsabilul cu protecția datelor. Nu este singurul implicat sau nu ar trebui să fie singurul implicat în realizarea ei, însă este coordonată de către acesta. Și ce are în vedere în mod specific? Ei bine, se face o analiză a acestei situații. O analiză, în primul rând, în fapt, o analiză tehnică, mai apoi se analizează de la 1. Platforma folosită. Și aici avem o grămadă de ipoteze de lucru pe platforma folosită. Prezintă riscuri sau nu prezintă riscuri și în ce măsură există riscul ridicate? Hai să fim mai concreți. Filmulețele care le solicită cadrele didactice ar trebui să fie stocate, spre exemplu, într-un dispozitiv foarte securizat, cu un control asupra vizualizării, etc., etc., să se stabilească când se șterg și așa mai departe?
Absolut, deja. Ai văzut pe undeva, ai cunoștință în România să se fi făcut în felul acesta? Practica în România este în felul următor, că lucrurile se fac prin Zoom, se fac prin Google Meet sau se fac prin alte platforme similare. Deci în niciun caz, cu atât mai mult. Acesta este doar o componentă de analiză, cum ați menționat înainte. Dar pe lângă, tot ați menționat, există proceduri care ne spun că doar X, Y, Z pot să aibă acces la aceste videouri. Adică doar profesorul de sport în baza codului în care se autentifică, da, deci vorbim de un cont securizat și doar în chestiuni foarte tehnice, pe bază de solicitare, poate IT-istul să aibă acces la așa ceva. Deci vorbim de o întreagă procedură aici pe care operatorul a trebuit să o gândească. Mai apoi, o politică, mai apoi, cum se face informarea persoanelor vizate, deci, adică a elevilor, a studenților. Deci sunt o mulțime de astfel de indicatori care trebuie avut în vedere. Am înțeles. Vom reveni asupra acestui aspect, da. Doar eu punctez acest lucru. Cred că mai de interes în acest moment, pentru că aceasta este într-adevăr o discuție foarte tehnică și poate fi și cu valențe foarte proeminente juridice, dar pentru elevii, pentru studenții, pentru cei care poate nu sunt la fel de interesați pe cum suntem noi de domeniul juridic. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, odată, ce ar trebui să știe elevii, studenții și părinții cu privire la aceste lucruri? Și de ce vă întreb acest lucru? Pentru că noi nu ne putem exercita un drept, dacă noi nu știm că l-avem. Deci dacă noi nu știm că avem dreptul să ne fie protejate datele, nu avem în baza ce acționa. Astfel că haideți să începem de la nivelul dumneavoastră, de cadrul didactic. Dumneavoastră, ați fi de acord? Să spunem că ipoteza este, dumneavoastră sunteți un profesor de educație fizică. Sunteți dumneavoastră de acord să vă filmați făcând exerciții, filmulețe pe care le trimiteți elevilor pentru că aceștia să facă și ei, să repete acele exerciții pe care să vi le trimite înapoi? Iar dacă, da, de ce? Dacă nu, de ce? Acum am să pornesc din partea cealaltă. Dacă aș fi profesor de sport, aș exclude din start această variantă. Eu personal aș exclude această variantă în privința elevilor, și anume să se înregistreze. Aici fac o distinție între studenți și elevi. Adică, în cazul elevilor, aș proceda în oarecum diferit, nu mult, dar oarecum diferit. În special, aș trimite o informare către părinți, informare care ar fi trebuit să o facă unitatea școlară sau sub auspiciile unității școlare, pentru că ea are răspunderea juridică a procesului de învățământ. Sau universitatea, după caz. O informare adecvată în care să le spun, domnule, activitățile sportive se desfășoară mai departe. În baza, și le-aș arăta actul normativ, inclusiv textul din actul normativ, ceea ce cu siguranță nu știe niciunul dintre elevii și nici părinții acestor elevi, pentru că de aceea îi tratez diferit când vorbesc de persoane până în 18 ani. Adică, și ce informații? În specific? Spuneam textul legal care îmi permite să desfășor online activități. Ok. Nu știe niciun părinte acest text legal și nici nu-l va ști pentru că nu există în secunda aceasta. Decât... Okay. Bun. Doi. Ea spune, activitățile sportive se vor desfășura în această manieră. Adică, o manieră mai puțin intruzivă, să spunem, exclusiv prin înregistrare, adică filmare, vizualizare direct, fără niciun fel de stocare de imagini sau înregistrări distincte. Le-aș puncta în mod clar că nu se vor solicita înregistrări care să se trimită.
de către elevi sau studenți, după caz, tocmai pentru a-i conștientiza că riscurile asupra vieții private sunt complet diminuate. Mi-ați pomenit de acel exemplu de la Piatra Neamț. Vă dați seama că situația, doar că nu este cunoscută, cu siguranță este repetitivă la nivelul țării în foarte multe situații, pentru că, într-adevăr, există această lipsă de control, se trimite filmulețul, persoana care îl primește, să spunem, cadrul didactic, dar poate cadrul didactic și-a lăsat laptopul la dispoziția copilului, care este curios, a unui străin, a altei persoane neautorizate. Și începe să se uite ca la o joacă, ceea ce este complet interzis. Deci riscul este prea mare, eu exclud, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, eu exclud posibilitatea ca să utilizez înregistrări video pentru evaluarea, notarea elevilor, studenților, după caz. Dumneavoastră ați spus de mai multe măsuri pe care le-ați lua, dintre care această informare. Lucrul acesta trebuie să-l facă profesorul de sport sau conducerea unității sau poate altă structură. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă noi venim și spunem profesorilor de sport că ei ar trebui să facă în mod direct aceasta, cred că nu vor ști de unde se apuce lucrul acesta. Eu aici lucrurile pentru mine sunt foarte clare. Primul care este un angajat al oricărei unități școlare, și anume responsabilul cu protecția datelor, trebuie să sesizeze conducerea că în situația anumitor activități, în special cele desfășurate online și în special cele vocaționale desfășurate online, sau cum sunt activitățile sportive care necesită pentru realizarea lor de regulă o prezență fizică, aici există riscuri. Deci, punctul numărul 1, responsabilul trebuie să informeze conducerea operatorului, adică unității de învățământ, că există riscuri mari cu privire la desfășurarea acestor activități. 2. Conducerea să ia măsura evaluării riscurilor, evaluare care devine obligatorie, cum spuneam, în cazul activităților sportive, în special, dar nu numai, dar această evaluare va conține și măsurile pentru tratarea riscurilor și reducerea riscurilor. Deci, răspunsul este, unitatea de învățământ este cea care trebuie să facă informarea. Am înțeles. Bun, cum protejăm profesorii? Pentru că dumneavoastră spuneați despre faptul că un profesor de educație fizică, live, fără înregistrare, online, ar trebui sau ar putea să facă exercițiile pe care și le-a propus să le facă. Dar dacă există persoane care nu sunt de acord, au acest drept de a se opune și dacă da, cum îi putem proteja pe profesori? Aici spuneam, Darius, că problematica nu neapărat doar în România, dar în România cu siguranță, pentru că deja știm, urma să fie analizată și făcut o evaluare. Evaluarea de risc trebuia făcută și putea fi făcută inclusiv la nivelul legiuitorului anterior adoptării ordinului care reglementează aceste măsuri. Nu s-a făcut. Ulterior, această evaluare, în concret, ceea ce este și mai util, putea fi făcută la nivelul unităților de învățământ. Iarăși, nu s-a făcut. Deci, nu există un raport clar în care se arată riscurile la adresa vieții private, diferitele practici. Acest lucru putea fi făcut inclusiv pe parcurs, odată ce au fost sesizate diferite neregularități.
Sigur, avem anumite riscuri și din perspectiva profesorilor, spre exemplu, chiar dacă el nu... Și a profesorilor, bineînțeles, însă profesorul este adult. Știți? Și profesorul trebuia să fie informat cu privire la ce poate să facă și ce nu poate să facă. Toți, în realitate, trebuiau informați, și studenții, și părinții elevilor și elevii, și cadrele didactice trebuiau informate clar ce pot să facă, ce nu pot să facă, în așa fel încât standardul de viață privată să fie îndeplinit și riscurile să fie diminuate. Ori nu au fost informați. Riscul a avut loc. Riscul a avut loc, da. S-a făcut o publicare, o distribuire mai este timp. A unei filmări. Am înțeles. Dar ce poate să facă fie profesorul, fie elevul în această situație? Apare un video cu mine pe YouTube în care fac educație fizică. Acesta poate fi un subiect care să-l dezvoltăm într-o altă emisiune. Ideea este că această chestiune poate să fie tratată în mai multe feluri. Așa cum bine știi, se poate face o sesizare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor, care va dispune măsuri urgente. În același timp, te poți adresa site-ului, o platformei unde apare publicat acest filmuleț, solicitând ștergerea, blocarea după caz, identificarea celui care a postat, lucruri care se pot face în mod direct și imediat de pe orice dispozitiv, odată ce te autentifici. Deci, toate aceste lucruri, printre altele, cred că nu era rău să fie aduse la cunoștință în mod simplu și eficient tuturor celor care sunt în persoane interesate sau vizate, cum le spune regulamentul general privind protecția datelor. Cunoașteți că a fost și postat la un moment dat un videoclip care a circulat imens și încă se mai găsește, chiar dacă s-a încercat ștergerea lui și blocarea lui, cu doamna doctor. Da? Acea situație este tot rezultatul desfășurării unor activități online prin înregistrarea cu un dispozitiv extern a convorbirii online între studenți și profesori. Acestea sunt riscuri. Nu este decât un exemplu că mediul online prezintă riscuri și cred că mijlocul cel mai eficient de tratare a lor este instruirea și a cadrelor didactice și a elevilor într-un mod adecvat. Pentru că ne apropiem oarecum că de sfârșitul emisiunii, Darius, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea foarte mult dacă ne da niște soluții pentru desfășurarea activităților sportive și, până la urmă, pentru atingerea obiectivului, și anume evaluarea și notarea uneia dintre obiective. Pentru că obiectivul real este dezvoltarea sănătoasă a persoanei prin activități sportive, formarea de abilități fizice și psihice generate prin activitățile sportive. Dar un obiectiv foarte concret în partea de învățământ este notarea și evaluarea. Am fi putut sau avem alte variante sau modalități cât mai adecvate pentru a atinge aceste obiective și cu riscuri diminuate? Cel puțin în parte, cred că da. De ce și în ce fel? Acum, aceste soluții pot fi încadrate tot ca urmare a unei analize de risc, pentru că în acea analiză de risc, dacă noi identificăm alternative în termenii regulamentului mai puțin intruzive în viața privată a omului, vom merge pe acele alternative mai benefice, pentru că sunt protejate datele cu caracter personal ale persoanei mult mai bine, riscurile fiind mai scăzute.
Ce alternative avem? Eu am găsit, am identificat câteva, pot fi și multe altele. Din punctul meu de vedere, o alternativă, cel puțin pentru elevii, studenții care practică sportul de performanță, este, bineînțeles, o dovadă, o adeverință din partea clubului, din partea structurii în care acesta funcționează. Da? Prin care se face foarte, foarte ușor dovada faptului că, da, îmi duc la îndeplinire această misiune de a face sport, de a face educație fizică și așa mai departe. Totodată, avem membrii ai unor cluburi sportive. Spre exemplu, cunoaștem foarte multe persoane care, este un trend într-adevăr în ultimii 5-10 ani, care aleargă, participă la diverse maratoane și așa mai departe. Mulți dintre ei și asociați sub diverse forme, fie în cluburi sportive, fie în alte forme. Și acolo putem face din nou o dovadă în acest fel, fie că este vorba de un document scriptic, o adeverință, fie că este vorba de altfel de informări, altfel de comunicări cu unitatea școlară. Alte alternative care ar putea fi, deși, bineînțeles, acestea pot fi puse în discuție, sunt acelea, spre exemplu, de abonamente la săli de fitness, la bazine de înot și așa mai departe. Dar unii s-ar putea întreba acolo, bun, mi-am plătit abonamentul, nu poate nimeni să spună dacă m-am dus, nu m-am dus, am făcut sport sau nu. Este o chestiune de analizat și cum se poate optimiza acest lucru. Însă, în această perioadă, cel puțin dintre apropiații mei, foarte mulți caută să facă sport. Unii dintre ei chiar sunt înscriși la săli de fitness și, de ce nu, acest lucru poate ține loc de notă, de evaluare la educația fizică. Nu în ultimul rând, o soluție poate mai tehnică, însă care ar oferi un nivel optim de funcționare acestor lucruri, ar fi dezvoltarea unei aplicații, însă aceasta se poate face, din punctul meu de vedere, cel mai optim, la nivel, cum ziceați dumneavoastră, de Minister al Educației. Deci la nivel de sus. Ce să facă această aplicație? Această aplicație, sau prin această aplicație, profesorii să aibă acces la niște conturi ale elevilor, bineînțeles, o aplicație securizată, prin care, spre exemplu, există astfel de soluții online în momentul de față. Deci nu vorbesc despre o idee de-a mea, nu este nici pe departe acest gând. Spre exemplu, elevul este zilnic sau la 2-3 zile este la jogging și sunt înregistrați pașii. Ai un cod al respectivului elev, totul se întâmplă într-o aplicație, îți arată pașii, cât a alergat, cum. Unele aplicații mai dezvoltate, bineînțeles, îți arată și ritmul cardiac și așa mai departe. Toate acestea, printr-o bună cooperare și o bună funcționare, ar putea constitui alternative pentru desfășurarea orelor de educație fizică în mediul online. Da. Au fost numai câteva alternative. Am să ne apropiem de sfârșit. Împreună cu Darius Fărcaș am considerat că vom marca Ziua Internațională a Protecției Datelor prin a oferi o consultanță adecvată și simplă unităților școlare, cadrelor, dar și elevilor, studenților după caz, atunci când vorbim de drepturile lor vis-a-vis de evaluarea și notarea activităților sportive în contextul în care se solicită înregistrări video, o chestiune pe care noi spuneam, am apreciat-o ca nefiind legală, nefiind adecvată obiectivului și anume evaluării și notării, dar, așa cum spuneam, în viitor putem apela la alte soluții și alternative. De altfel, unul dintre proiectele pe care Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul Universității George Mihalalde îl va urmări în viitor este tocmai dezvoltarea unei aplicații specifice pentru asigurarea și tratarea riscurilor la protecția datelor atunci când se desfășoară activități sportive. Darius, în final,
Îți dau ultimul cuvânt pentru că ai fost și vei rămâne unul dintre colaboratorii Centrului pentru Protecția Datelor și unul dintre oamenii importanți care ne sprijină pentru emisiunile legate de protecția datelor din cadrul universității. Acum, gândul meu este că noi am reușit poate doar în parte să aruncăm niște informații, să arătăm niște lucruri care pot fi relevante pentru fiecare dintre persoanele menționate, dar cred că mai mult este important să aducem aminte persoanelor că acest Centru al Protecției Datelor are ca scop ridicarea nivelului de conștientizare al fenomenului protecției datelor în România și astfel că dacă au astfel de provocări, îi îndemnăm să ni se adreseze, să ni se adreseze fie pe pagina de Facebook, fie personal pe Facebook cu fiecăruia dintre noi, cu întrebările, neclaritățile, nelămuririle pe care le au. Pentru că noi putem da aici doar câteva indicații cu caracter general și nici de cum nu putem oferi soluții foarte, foarte particularizate, iar fiecare caz, fiecare problemă are specificitatea ei. Iar ca ultim gând în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, ar fi acesta că anul acesta să ne uităm mai mult și mai mult la acest fenomen, să evaluăm, spre exemplu, dacă mai rămânem pe WhatsApp sau trecem pe Telegram sau pe Signal, tocmai din acest considerent, dacă mai rămânem pe Facebook sau folosim alte alternative sau ce facem mai departe. Bineînțeles, răspunsul la aceste întrebări fiecare și-l dă pentru el. Noi putem spune doar care sunt riscurile și putem arăta care sunt potențialele probleme. Eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație și sperăm să ne revedem în același context și luna viitoare. Și eu îți mulțumesc. Toate cele bune!